Am încercat să rezolvăm problema cu uniformele școlare. Înaintând cerințe față de elevi, nu zic că ne reușea foarte bine și atunci m-am gândit că una din soluții ar fi ca noi să fim un exemplu pentru ei. Primii care ne-au cusut aceste ținute a fost administrația liceului. S-a pornit de la ideea și la principiu că dacă vrei să schimbi ceva în instituție, schimbarea vine de la sine. Profesorii recunosc, uniforma pe care o poartă îi face să se simtă mai deosebiți și îi responsabilizează față de discipoli. Mai mult, cadrele didactice spun că nu a renunțat la costume sub nicio formă. Noi am acceptat-o cu toții, fiindcă știm care este menirea noastră, a profesorului, trebuie să fim un exemplu pentru copii. Este foarte comodă, ne simțim foarte bine, ne simțim profesori. Imaginea aceasta pe care noi o promovăm într-un fel sau altul instituției, pe noi ne mobilizează și ne face să fim și mai receptivi. Adică îi susținem și copiii, susținem și de statutul nostru totuși de profesor, trebuie să fie îmbrăcat decent. Ideea ca profesorii să poarte zi de zi o uniformă este o idee genială. În primul rând, este o abordare aparte a învățământului. Îmi place ideea, fiindcă venim la școală pentru a fi un model pentru copii. Și elevii se declară încântați de stilul vestimentar al profesorilor, iar unii dintre ei recunosc că le-a urmat exemplul. Cred că este foarte frumos din partea lor și că ne arată că trebuie să luăm un exemplu de la dânsi și trebuie să venim și noi în formă. Este un exemplu foarte bun, trebuie să învățăm de la oamenii care deja au fost și elevi. Prima dată când am văzut uniforma mi-a plăcut foarte mult, chiar mi-am dorit să ajung foarte mult elev, să port și eu așa ceva. Îmi place că culoarea albastru cu roșu a lor este foarte frumoasă și îmi place că ei au decis ca să poarte uniforme ca și elevi. Da, am fost surprins pentru că, nu știu, nu m-am obișnuit să-i văd așa și dintr-o dată a fost bine, mi-a plăcut. Și este foarte frumos, adică fiecare și profesorii ca și elevii sunt egale, iau forme și cum adică îmi place, este un bun exemplu pentru celelalte școli. Profesorii de la Liceul Teoretic Gheorghe Ghimpu sunt primii din Republica Moldova care poartă uniforme.